vine foarte greu. Mă doare și pe mine inima. Doare, pare. Atunci o să schimba tot. Daniel și pe Alesia. Astăzi am venit la ei ca să îndeplinim câteva din dorințele lor. Una din dorințele pe care le aveau acești copii era, când vom merge la școală, să aibă papuci noi, să aibă haine. În acest moment, împreună cu colegii noștri, împreună cu părinții, vrem să mergem în oraș, la un magazin, să cumpărăm papuci noi, hăinuțe, atât copiilor, cât și părinților. Vrei să mergem în oraș? Da. Alesia, mergem? Alesia, tu ce vrei să mănânci? Surpriza voastră nu se termină aici. Cine îți vine să crezi? Că am bicicletă nouă. Când ai plecat în oraș, te-ai gândit că nu o să întoarci înapoi, o să ai parte de așa surpriză? Și nici acum nu suntem la surprizele. Avem un bus, mașină de spălat și aragaz. Îmi vine a crede. Pentru tot ce ați făcut, mulțumim la toți care ne-ați ajutat și care m-au adonat și a fost de partea noastră, Domnul să le răsplătească. Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi încheiem o zi plină de surprize pentru familia aceasta.
Vrem să mulțumim la fiecare în parte care s-a implicat pentru familia aceasta, care a dăruit pentru ei. Dorim ca Dumnezeu să vă răsplătească. Aceasta au în continuare nevoi multe, au lipsuri în continuare, în acest moment o nevoie pentru ei ar fi lenele, iarna e destul de aproape, acesta este un lucru pe care ei îngrijorează. Dacă simțiți în continuare cu familia aceasta, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, nu ezitați să ajutați această familie și să știți că Dumnezeu va răsplăti fiecare efort mare.